Bun venit la Centrul Cultural Pitești, aici în sala Ars Nova, pentru un nou eveniment cultural. Este vorba despre o lectură, spectacol, din creația unei tinere poete, Maria Alexandra Bulgar. Aici de față, merită aplauzele dumneavoastră, să o încurajăm. Știm că are emoții, are foarte mult de lucru, are și bacalaureat, are și admitere la facultate, are și propriile ei preocupări literare, dar și alte pasiuni la fel de frumoase. Cine este Maria Alexandra Bulgar? Așa cum o vedeți, o tânără frumoasă, extrem de talentată, un pic timidă, dar este doar așa în aparență. Este elevă în clasa a 12-a la Colegiul Național Zinca Golescu. Se pregătește, cum spuneam, pentru carieră și oscilează între medicină și litere. Și s-a gândit ea așa că își dorește mai întâi să meargă la Facultatea de Medicină Generală din Cluj, după care, în timpul rezidențiatului, să urmeze cea de-a doua facultate, Facultatea de Litere, tot la Cluj. Este ea legată cumva așa prin niște fire pe care numai ea le percepe, numai ea le simte, pentru că ea s-a născut la Cluj. Poate ne va povesti în ce împrejurări a ajuns să locuiască la Pitești. Nici părinții nu sunt piteșteni, mama din Drăgășani și tatăl de undeva mult mai de departe, din Basarabia, parcă ai spus. De la Chișinău, ia uite ce poveste frumoasă. Și Alexandra este legată de Cluj, locuiește la Pitești, s-a împrietenit cu foarte multă lume, cochetează cu mediul cultural argeșan, vine și la Cenaclul Armoniei Argeșene, organizat aici la Centrul Cultural Pitești, este și simpatizantă a Ligii Scriitorilor Români, filiala Argeș. I s-au publicat și poezii și alte scrieri în revista literară Cuvântul Argeșan, tot o revista Ligii Scriitorilor care apare sub egida Centrului Cultural Pitești. Iată cât de multe lucruri poate face acest copil frumos. Cochetează și cu jurnalismul, pe lângă faptul că scrie poezie, scrie eseuri, scrie tot felul de lucruri la care se gândește ea, la care are acces, așa, potrivit vârstei sale. Dar cochetează, cum spuneam, și cu jurnalismul, a realizat câteva interviuri și mie mi-a luat un interviu și vreau să vă spun că mi-a dat mult de lucru, mi-a trimis întrebările, am lucrat la ele, niște întrebări puse într-o manieră hibrid jurnalistico-filologică și filozofică. Numai ea știe cum le împletește, dar oricum i-au ieșit niște întrebări frumoase și inteligente. Eu vreau să o felicit și vă rog pe dumneavoastră să o încurajați în continuare, să o primim cu aceeași căldură, cu același interes atunci când vine și ne oferă câte o lectură din cele mai recente creații sau, de ce nu, din literatura ei desertar, pentru că mi-a spus că ea scrie încă de la vârsta de 8 ani. De atunci o vizitează muza. Eu vreau să vă spun o poveste frumoasă despre cum am cunoscut-o pe Alexandra. Am cunoscut-o acum un an, grație regretatului profesor și scriitor Marin Ioniță. L-a trimis pe tăticul ei la mine cu cartea cu care a debutat Alexandra, o avem aici, Visând spre răsăritul iubirii, un roman. O mare îndrăzneală la 17 ani, la 16 ani, să scrii un roman, să scrii o carte. Alexandra mie nu mi-a spus că deja te-am întrebat, ai publicat vreo următoarea carte va veni la Centrul Cultural. Următoarea carte, dar la care scrie, la care lucrează. Dar de ce nu mi-ai spus totuși, da, că ai zis că nu ai publicat până acum? Păstrăm surprizele în buzunarul de la ce piept. Frumos, ce frumos. Da. Așa am cunoscut-o. Cu toată sinceritatea,
sala, vă spun povestea cu toată sinceritatea, sala a fost arhiplină, au venit colegii și profesorii ei de la Zinca Golescu. Am văzut acolo o fetiță extrem de emoționată, înconjurată cu iubire de o familie devotată. Îți spun acum pentru prima oară, deșteaptă, mi-am dat seama că e deșteaptă, am văzut că este iubită. Zic, domne, nu fi un pic prea răsfățată? Ia să vedem ce-i de capul acestei fetițe, care și închipuie ea că poate revoluționa literele, literatura, scriind un roman, ce îndrăzneală, la 17 ani. Și vă spun că nici acum nu regret, n-am cum să regret faptul că am cunoscut-o pe Alexandra. Alexandra, pe urmă am stat de vorbă, mie îmi place să cred că între timp am devenit prietene, că există între noi un anume tip de afinitate care este caracteristic prieteniei și numai prieteniei, deși ne separă mai bine de 30 de ani, mai bine de 30 de ani, da? Prietenia n-are vârstă însă. Am descoperit în ea următoarele calități, care sunt extrem de rare în ziua de azi, mai cu seamă în ceea ce privește tânăra generație. Dincolo de faptul că știe că trebuie să se lupte pentru existență, că optează, că oscilează, cum bine spunea Carmen, între psihiatrie și jurnalism, Alexandra a înțeles că esența vieții acesteia nu este competiția, așa, Alexandra? A înțeles că, dincolo de competiție, care este, ține de primul palier al existenței noastre sociale, sunt lucruri mult mai importante, cum ar fi prietenia, cum ar fi iubirea, cum ar fi recunoștința, cum ar fi, eu știu, această nevoie vitală de a scrie. Eu sunt convinsă că Alexandra, mie mi-a mărturisit că face jurnalism, practică jurnalism, pentru că se pregătește în acest fel pentru meseria de medic-psihiatru. Vrea să cunoască oamenii mai bine, să-i cunoască înainte de a începe să practice. Eu am senzația că pe tine, Alexandra, ceea ce te va ține în viață, nu va fi atât profesia, sigur că ea va conta enorm, te va ține faptul că vei scrie. Senzația mea, așa cum am cunoscut-o, este că ea nu poate supraviețui fără să scrie. Și când spun supraviețuire, nu mă gândesc neapărat la supraviețuirea fizică, în materie, în trup. Mă gândesc la faptul că Alexandra, ca să poată să se păstreze curată pe dinăuntru, la minte și la suflet, are nevoie de carte. Are nevoie să citească, are nevoie să scrie, are nevoie de carte ca oglindă între ea și ea. Și este un lucru extrem de rar acesta. Mi-a mai plăcut la ea felul în care analizează și personaje și texte, în care își construiește atmosfera. La 17 ani să poți să construiești o intrigă, mai e cum mai e. Un personaj e mai greu, dar o atmosferă, ca să poți construi o atmosferă, îți trebuie o vârstă, exercițiul scrisului și îți trebuie o anumită înțelegere, o anumită profunzime a ceea ce ai trăit. Ori Alexandra dă semne că se află pe această cale. Sigur că mai are mult de lucru, ea e la început de drum, dar așa cum a remarcat și Carmen, prin întrebările pe care le adresează, prin felul în care se poziționează ea în relație cu tema pe care și-a ales-o, demonstrează faptul, i-am mai spus-o, că este un spirit bătrân. Nu vă lăsați înșelați de aparențe, ea are 18 ani. Am senzația întotdeauna când stau de vorbă cu ea că înaintea mea e cineva care neapărat va găsi o vorbă bună, care va ști să mă mângâie în clipa în care eu voi avea nevoie de umărul ei. A venit de câteva ori la mine, am stat de vorbă, cred că o oră, după ce a plecat, am simțit că mi este bine. Știți foarte bine, fiecare dintre noastre, ce înseamnă să-ți fie bine. Eu nu mai spun să fii fericit, să fii mulțumit, să fii îndrăgostit, nu. Cred că la ora asta, cel mai important în viețile noastre este să simțim că ne este bine. Alexandra este o asemenea ființă. Este un catalizator între noi și lume, între noi și noi înșine. Și eu, la fel cum a făcut și Carol mai devreme, o felicit și din toată inima îți spun că eu cred în tine. Să dea Dumnezeu să fie bine. Ei, acum că i-au mai trecut emoțiile, s-o și ascultăm, am lăudat-o, am vorbit despre talentul ei, despre aptitudinile artistice, despre înclinația către scris, despre muzele sau muza care o vizitează, da, de la vârsta de 8 ani. Acum s-o și ascultăm să ne ofere această
lectură, îi putem spune lectură spectacol, pentru că are și dicția, are o voce de piept extraordinar de plăcută și cu siguranță modul în care va și interpreta ceea ce a scris ea va pune altfel în valoare versurile. În primul rând, bună seara și mulțumesc mult că ați venit. Regret că nu am putut să vină mai mulți, dar mă bucur că din nou sunt în familie. O să vă citesc prima dată. Mie îmi place mai mult să interpretez decât să citesc poeziile. Din primul meu volum de poezii care a fost publicat și... pachetul cu cărți a ajuns pe data de 24 martie 2017, iar pe 4 mai, chiar de ziua inimii, nimic întâmplător, 2017, a avut loc lansarea mea de carte. Îmi doresc ca la anul să pot să pun în scenă piesa de teatru pe care o scriu și încă celelalte 3 cărți să le lansez aici, în familie și la Biblioteca Județeană, pentru că și acolo mai am o familie. Și pentru mine acasă nu înseamnă locul neapărat unde locuiești, acasă este locul unde te simți cel mai bine și unde știi că acolo oamenii întotdeauna te vor iubi și îți vor oferi toată dragostea de care ai nevoie. Și pentru că este toamnă, eu asociez toamna cu a doua primăvară. Așa că o să vă citesc una dintre poemele mele. Toamna este a doua primăvară, care este scrisă pe data de 21 noiembrie 2014. Toamna este a doua primăvară, în care fiecare frunză este o roză pală, flămândă de iubire, când noaptea îmbracă ce caută să zboare spre o lume mai frumoasă. E primăvara unor cuvinte nespuse, unde toți oamenii sunt simpli călători, ce fug după căldura mingii înflăcărate și încearcă să-și creeze universul lor. Mă umplu de fluturi și evantaie ce se pierd încet sub pașii mei. E primăvară, deși pustiu e în toate, doar vântul mai respiră prin ramuri și cărări. Bravo! O să încerc să nu plictisesc. Eu mi-am pus în plan multe, dar... Să nu poți să plictisești pe nimeni. Citește-le întâi pe cele cu semn vermil, apoi pe cele cu semn... După culori. Ziclam, ca să... După culori. A doua poezie este scrisă într-un moment în care mulți mi-au spus că nu pot să trec mai departe, nu pot. Și atunci, pentru mine, scrisul reprezintă și cel mai bun tratament. Adică în momentul în care am nevoie să fac o confesiune, știu că foaia de hârtie sau carte pe care o iau din bibliotecă este cea mai bună soluție. Așa că eu am scris această poezie îmbărbătându-mă pe mine. Se numește Sunt și este scrisă pe data de 6 mai 2016. Sunt. Credeai că suflet n-am? Credeai că nu iubesc? Credeai că nu te cred? Credeai că nu te doresc? Acum știu ce sunt și nu-mi cere ce nu-ți pot da. Mă privești în ochi? Eu sunt. O visătoare ce-ți scria. Scria pe coli, pe rânduri goale, niște cuvinte întortocheate, negândindu-te tu oare ce înseamnă acele cuvinte. Sunt o ființă ce ador, sculptura în incolor, cu grijă umplută de iubire, am dat acelora glas sonor. Sunt cea care nu vrea neîntâlnitul, sunt cea care caută disperată necunoscutul. Nu sunt colindătorul ce râfnește să primească daruri. Sunt un simplu om ce-ți dovedește că umblă căutându-și harul. Nu m-am născut să fac din mări oceane sau din câmpii cu flori dealuri uriașe. Nu vreau să văd din munți cărări, iar din poieni nu să preschimb sori. Sunt hoața care a furat parfum de trandafiri, prin versuri l-a preschimbat în lumină blândă de rubin. Sunt reproducătoarea de picturi în ulei sau acuarelă, făurind din ele mii de versuri mai colorate ori mai negre. Eu nu le știu făcând altceva decât improvizând natura în catrene,
dând viață unor galaxii inexistente pe care eu cu sufletul le-am creionat. Te rog, nu cere necerutul, nemai cunoscutul, acceptă simplul gest că viața ți-o înseninez prin ceea ce creezi. Du-te în lume, spune tot ce vrei, poți să-mi dai renume, cadouri să-mi oferi, dar lasă-mă să fiu profund amorezată de ceea ce iubesc de al farmecului vers. Și acum, ca să vreau să trec puțin și într-un alt registru, pentru că, din păcate, timpul de astăzi nu ține cu mine. Tocmai am fost anunțată că am meditație la biologie, deci e tot ce îmi doresc. Dar mă bucur, ca de obicei, mă bucur să fiu din nou între oamenii care apreciază literatura și apreciază frumusețea. Din noua mea carte de poezii, care este în lucru, volumul se numește Ofrande, am ales să citesc poezia E furtună, care a fost publicată la editura Art Creativ din București, în volumul Vina zilnică a frumuseții. Asta ca să vedeți ce face Alexandra timpul liber. Așa. E furtună afară și visele mele se prelind pe fereastra amintirilor noastre. E furtună și ochii mei caută flămânzi albul rozelor de soare. E furtună și orașele din noi se ascund în ploaie, în ploaia ce ne cheamă să privim cum fericirea șiroiește. E furtună și mâinile mele s-au înțepat în spinii vieții, a ciocolată neagră și a cafea miroase încăperea. Cândva sorbeam amândoi tăcerea, dar e furtună și valurile ne-au îndepărtat de mare, șlagăre și lagăre de diamante. E furtună și dar inima mai bate, viorile răsună îngândurate, baletul nupțial în rouă se preface, iar tu și eu bem apă din fântâni secate. E furtună și fulgerele biciuie plămânii boltei cerești, se udă haina pomilor și a florilor din glastră. Număr secundele, dar secundele tot zboară, ca vulturii către înaltul cerului, căci își deschide aripile și decolorează ultima pată de albastru a zenitului. Și vreau să vă citesc una dintre poeziile mele pe care eu chiar le iubesc, care a fost publicată și premiată la Gala Poeziei de Dragoste anul acesta, în luna martie, pe data de 10 martie, în volumul Cele mai frumoase poezii de dragoste, tot de la editura Art Creativ. Este o poezie la care țin foarte mult, ea a fost scrisă pe data de 22 decembrie 2017. Eu nu uit niciodată când scriu. Pentru mine scrisul totdeauna este încă o poartă spre fericire, încă o treaptă spre perfecționare și, de ce nu, este locul unde știi că acolo când te întorci, niciodată nu o să fii respins. Literatura este palatul unde toți cei care vor să intre, pot să intre, dar este un tărâm atât de frumos încât toată lumea și-ar dori să rămână acolo. Unde, cum spuneai și tu în interviu, unde barbaria de afară nu are acces. Măcar dacă în lumea de astăzi nu e totul perfect, în literatură frumusețea există.